Salut, fraților! Bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. Astăzi o să jucăm ceva ce nu am mai jucat de foarte mult timp. Roblox Doors, da. Pentru că vreau din nou să mor de inimă și n-am știut ce joc să mă joc să mor de inimă și am zis că, mamă, bă, n-am mai jucat de mult Roblox Doors. Ar merge. Din nou aici în lift cu melodia asta minunată. Nu cumpărăm nimic pentru că suntem săraci, n-avem bani. Trebuie să mergem să furăm din hotel bani, că n-avem. Dar, alo, alo, alo. Așa, bine ați venit la hotel. Mi-a fost dor de acest hotel, mai ales de focul ăsta în care m-aș arunca acum dacă aș putea. Pentru că mi-e frică. Mi-e frică de hotelul ăsta. Dar sunt sigur că o să reușesc să ajung și eu măcar la ușa 20. Da, fraților, de când jucăm noi jocul acesta, nu cred că am reușit vreodată să trec de ușa 80 maxim. Mereu am fost blocat la levelurile astea mici. Ce-o pulpit acolo? Nu știu. Unde e ușa? Unde este ușița de scăpare? Unde s-a ascuns ușa, băieți? Vă rog frumos să-mi spuneți. Ah, uite-o acolo. E bine. Haideți să mergem. Alo, cioc, cioc, e cineva acasă? De ce ați pus cui la ușă? Doamnă, doamnă, deschideți ușa. Alo, let me in, let me in. Nu vreau să mă las, bă, să intru. Mă las așa la ușă, să mor de foame, de frig, de sete, de toate. Vreau și eu să stau la căldură, să mănânc un lăptic, să beau o bere. Ce? Nu știu ce zic aici. M-am dat cu capul din pere. Niciun pst. Așa, pe unde o luăm? A, da, pe aici. Ia uite, mi-a sunat ceasul, băieți. E timpul să mă arunc pe geam. Pot să mă bag sub pat aici, dar nu cred că este nevoie deocamdată. Mereu mă sperii când se întâmplă asta, dar sunt băiat mare acum, nu mă mai sperie nimic. Opa. Băieți, am o lumânare, am o lumânare. Am o lumânare. Să mi-o pun la căpătâi când o să vină moștii după mine să mă omoare. Pentru asta e lumânarea aia, ca să știți. Ce e aici? Nimica? Alo? Sunt un incapabil și nu știu să deschid noptierele? Da. Păi, dar unde e cheia aia? Alo? De ce luminează aici? Uba! Nu am vrut să mă bag în standul loc. Unde e, bă, cheia aia? E aici? Da, bă, uite că aici era. Și lumina efectiv ca la bătuți în cap, cum sunt eu. Da, așa e când ești ca mini vai de capul meu. Merge mai departe, ușa 13! Opa! Ui! De ce m-am speriat oare de un dulap? Doamne ferească! O luăm pe aici. De ce m-am speriat de un dulap? Din nou întreb. Nu mai spun nimic. La 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 la. Fiți atenți că dacă ajung... Știm ce se întâmplă aici, ne băgăm frumos în... Opa! Bă, cred că au ceva din dulap. Și cred că o să ies din dulap. Așa. Am aprins și noi o lumânare, dar... Bă, dar nu văd nimic cu lumânarea asta. Ce asta? E bătaie de joc. Pe aici? Cred că da. Cred că... Ui, ce m-am speriat. Da, pe aici. Bă, ce cu lumânarea asta, bă? E luată de la second hand. De unde e luată? Că nici nu luminează. Ce asta? Unde ați mai pomenit voi lumânarii care să nu luminezi? Stați că iarăși stau 10 ani să caut ok. Opa, nu mai stau 10 ani că tot așa era pusă ca la dobitoci ca mine. Să o găsească repede. Altă chei! Mamă, bă, dar numai cu chei pe aici în hotelul ăsta. Sunt nebun la cap. Opa. Opa. Luăm de aici tot ce găsim. Tot furăm. Tot furăm din hotelul ăsta. Așa, luăm de aici și plecăm. Gata, ne-am făcut burțile pline, am umplut căruța și plecăm, ce să mai... Da, poți deschide și o ușa asta, vă rog eu frumos. Hai, da, mai departe. Ce este aici? Nu este nimic. Ce ușă era asta? Din spatele meu? Așa, aici era. Aha, aha. Aha, și tu vrei să-mi zici că... Ăștia o schimba numărul de aici și... Cred că e numărul mai mic, de fapt. Cred că e 22. Dacă nu e 22, plâng. Dar dacă este 22... Da, băieți, după cum spuneam, este 23.
Doamne, trebuie să intru într-un dulap repede. Mamă, păi ce mi-a stat inima. Salut, la revedere, domnul. Doamne, ferească, ce m-a speriat. Așa e când nu ești atent la numerele de pe ușă și ar trebui să găsești ceva să-mi bandajez și eu mânuța, că mi-a cam dat damage. Mergem să găsim ieșirea. Uite, asta nu era mai... Uiu! Știți care e momentul, băieți? E momentul să fugim! Oba! Hai da! Hai, frate, după mine, vino încoace! Treci după mine, hai da! Vino, 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 vino! Hai da, hai da, hai da, hai da, hai da, hai da, hai da! Opa, opa! Nu mă prins, 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 imposibil! Aaa! Bă, stai așa că mi-a dat una după cap! Cine mi-a dat după cap? Care dintre voi mi-a dat după cap? Vin încoace, treci încoace, deschide ușa, deschide pe ușa asta ca să discutăm ceva. Care mi-a dat după cap? Care? Bă, niște nesimțiți, imposibil cu ei. Doamne ferească. Mai dai și după cap la om după ce că el vine sănătos aici să-ți furi din hotel. N-ați auzit nimic la mine, da? Eu nu fur din hotel. Doar împrumut. Oh, ia uitați ce am găsit. Băieți, care era ușa? Care era ușa? Ala, bala, porto, cala. Nu-i corect. Ini, mini, mini, mo, am văzut un calmaro. Bă, nu știu unde să mă duc. Înger, îngerașul meu, care mi-a dat Dumnezeu. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. Normal că era. Era acolo, normal că era acolo. Nu-i corect. Fiți atenți că am o idee. Dacă mă duc eu cu mai mulți, oare reușesc să fac ceva? Doi elevator. Dacă intru aici, oare vine cineva cu mine? Haideți să jucăm la doi oameni. Hai, la doi oameni. Opa, băieți, care vine cu mine? Care vine cu mine? O venit cineva cu mine, ia, cine? Cine a venit cu mine? G, K, K, nu știu ce citesc. Ceva killer, nebun. Sperăm să nu ne omoare. G, killer, hai da, să câștigăm acest joc minunat. Alo, killer, adu ăla mai repede. Bă, băiatule, nu mai merge ăsta? S-a stricat. Hai da, că veni băiatul tău, hai da, mergem. Eu cu fratele meu aici, fratele meu killer, nimeni nu se ia de el. Că dacă se ia de el, eu fug. Nu de alta. Nu vreau să-mi iau și o bătaie. Hai da, killer, mergem. Unde mergem totuși? E încuiată ușa, băieți. Ghiciți ce? Am găsit cheia. Mergem să deschidem ușa. Lasă, fii atent. Când o să fii două uși, îl punem pe killer să-l deschidă. Mamă, bă, tu dai seama? Și dacă deschidi ușa greșită, eu mă duc la aia corectă. Mi se pare un plan genial, ce să mai... Și să mai că e genial, ce e aici? Eu brichetul? Nu. Sunt bănuții aici, totuși. Ia de încoace. Am luat bănuții. Acum să mergem... iarăși e închis ușa din dreapta. Mergem în stânga, nu-i băi. Opa, bună ziua, e cineva? Opa! Ia să mergem noi să plecăm de aici. Bă, sperăm să nu fi... Ce făcut? Are o brichetă! Mamă! Mamă! Deschidem și ușa 9 și mergem. Ușa 10, 11, o să țin minte de acum, fiecare număr. 11. Opa, s-aude ceva. Era 11, asta trebuie să fie ușa 12, nu? 12, bun. Ho-ho-ho. Hai da. Killer, hai mai repede, că dacă nu, te las în urmă. Sper că m-a auzit. Da, luăm bagajelul și plecăm. Mă întreb, oare ce se întâmplă dacă mă duc aici? 14? Ah, bun, nu-s două uși. E bine. Bă, vine ăla? Vine cineva?
Vini, 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 vini. Auleu. Nu! M-am luat dulapul. M-am luat dulapul. Hopa, vini, 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 vini. Killer? Killer, ești bine? După ce mi-ai luat dulapul, normal că ești bine. Așa, ce e aici? Killer? A, e în viață încă. Oh, killer, ce faci? Tata, viitoare că mai... Și ușa asta? 15, bun. Trebuie să mergem la ușa 16. Aha, ușa 16. Bă, dar... A, îs 3 uși, e bine. 17, 17 și 16. Dar noroc că le-am citit. Că nu fac greșeala asta de două ori. Omul cât greșește învață, dar domnul Motan niciodată. Am furat și banii de aici, plecăm acum, gata. Hai da, killer, vino cu mine. Ce trebuie să găsim, măi? A, trebuie să luăm, să încercuim, dar probabil, cred. Nu știu sigur. Killer, hai da, trebuie să plecăm. Unde e cheia? Opa, am găsit cheia, băieții. 17, bun. Mergem la ușa 18 după, 19, 20, 21. Hai da, killer, ce faci acolo? Bă, da, încet mai e, killer, doamne. Killer, vino cu acest mapper de rail. Ia uite, bate cineva, te caută cineva, killer. Nu cred că mă caută pe mine, ui, 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 ui. Ui, care bați aici fix în urechea mea? Nu! Na, crezi că nu te-am auzit, a? L-am speriat eu pe el. I-am dat cu scare jump de ceala. Sau cu jump pe scare. Opa, luăm ăsta de aici. Îl punem aici. Și ăsta aici și gata. Da, killer? Alo, killer? Cine știe? Probabil l-am pierdut pe drum. Așa, mergem mai departe. Bă, dar unde e killer? Domnul killer! Da, unde erați? Auleu. Săracul era oprit pe acolo, staționa. Ușa 23, bine, mergem. L-am pierdut și pe killer, fraților. Ne pare rău, a fost un coleg bun, dar se pare că a fost prins de... Opa! Bă, dar unii killer! Killer, salvează-mă, zirai! Fugi, 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 killer! În spatele meu, killer, oare? Killer! Killer, salvează-mă, bate tu cu ăla, nu m-a lăsat pe mine, killer! Nu, la uite în spatele meu! Laudă spatele meu, unde e ușa, unde e ușa, unde e ușa, acolo e ușa. Auleu, iară cu mânuțele, care mă mai plesnește, vin după el și-l mușc din mână. Doamne, care dintre voi, care dintre voi m-a mușcat, m-a plesnit, că acum îl mușc din mână. Bă, dar stai așa, că lipsește cineva din ecuație. Killer, killer, săracu, l-am pierdut pe killer. Killer, unde ești? Iar cad dulapuri în acest hotel minunat. Am ajuns aici la ușa 50 unde monstrul e cam foame de motani și vrea să mă mănânce. Nu mai știu cum trebuia să fac codul ăla, că am jucat de mult tare, dar... Am aflat noi, nu? Ia uita. The Thing sau cum îl chema pe ăsta? Ce fugi nebunul, oile. Nu mă vezi, nu te văd. Așa mergi în... dicționarul meu. Cred că trebuia să merg pe control, parcă. Cum auzeam, nu? Și cred că e aici, nu? A, nu, n-are treabă cu mine. Nici eu cu el. Ce asta? Nu știu ce am aflat, dar e bine. Opa, e acolo. Eu n-am treabă cu el. El n-am treabă cu el, el n-are treabă cu mine. Știi cum e, nu? Așa, mergem pe aici. Nimic aici, desigur. Neneamul nostru, stai și tu acolo, leacă, că trebuie să verific aici niște chestii. O carte pe acolo, dar nu știu de ce. Bună ziua! Mă vedeți, domnul monstru? Hai dați după mine! Haideți să ne fugărim, o leacă! Am mai găsit o carte, nu-i bai. Haide, monstrule! Haide! Vedeți ce-l fentez acum pe monstru? Vedeți ce-l fentez acum pe monstru? Îmi bat joc de el. Oh, nu! Nu, domnul monstru! Domnul monstru! Băieți, să nu încercați asta acasă, pentru că nu știu ce am vrut să încerc, să mă dau mare în fața monstrului, dar se pare că mi-au dat două palmi monstru și m-au trezit la realitate.
Da, fraților, sper că v-a plăcut episodul cu domnul Killer, care săracu a murit și el pe la ușa 30. Deci, nu uitați să vă dați pe butonul like, să dați un subscribe, să lăsați cât mai multe comentarii dacă o să mai vreți episoade cu Roblox Doors pe viitor. Deci, până data viitoare, fraților, domnul Motan vă pupă!